Toate spitalele din județul Telorman se confruntă cu deficit de medici, iar riscul desființării unor unități medicale este mare, potrivit reprezentanților Uniunii Sanitas. Lista problemelor identificate de personalul medical din județ în cadrul Comisiei de Dialog Social nu s-a încheiat aici. Avem nevoie de medici. Medici, în primul rând. Foarte mulți medici. Spitale care se vor desființa datorită neputinței medicilor să ajungă acolo. Spitalul Județean Alexandria, care este foarte solicitat. Cred că nu putem să ajungem la a desființa un spital turnul zimnicea. Conducerea unităților cu probleme susține că medicii nu sunt interesați de ocuparea posturilor vacante din cauza infrastructurii locale, a lipsei locuințelor de serviciu. Am încercat să-i atragem prin a le oferi o locuință care au fost plătite din fondurile primăriei. Vă dau exemplu, medicul de la infecțioase a venit în unitate, nu a stat aproape un an de zile și și-a dat demisia. Un oficial de la nivel central prezent la ședință a transmis că există soluții din partea guvernului, dar și cu ajutorul administrației locale. Datorită creșterilor veniturilor pentru cele două mari categorii profesionale, poate fi în timp un argument sau o soluție pentru a putea atrage medici și asistenți medicali în spitalele unde la acest moment în județul ăsta aveți deficit, dar asta, și o spun cu toată responsabilitatea, m-aș fi bucurat să fi fost prezent și primarii din localitățile respective, trebuie să vină la pachet cu a asigura condiția. La nivelul Spitalului Județean de Urgență din Alexandria există un deficit de 44 de medici și 68 de asistente. Cel mai mic deficit de personal se înregistrează la Spitalul TBC, dar și la cele din comuna Poroschia și din orașul Zimnicea.